Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Am o veste bună în acest moment, sau, mă rog, o perspectivă bună. Potrivit avocatnet.ro, există în dezbaterea senatorilor un nou proiect al codului rutier, care prevede pe viitor să nu mai fie necesar să ai la tine toate actele. Asta e o chestie care pe mine m-a măcinat întotdeauna. Că, da, după cum știm, potrivit legii, în momentul de față, dacă ești oprit de poliția rutieră, trebuie să ai asupra ta obligatoriu carte de identitate, permis de conducere, talonul mașinii și aia cu asigurarea, n-am mai știu exact cum e, în principiu ți-o verifică electronic. Acum mai lipsește certificatul de naștere, certificatul de botez, exact, da, aia de la biserică, de căsătorit, certificatul de deces al bunicilor și, în principiu, cartea tehnică a mașinii și tot ce să ai, cât mai multe acte la tine, ca să știe polițistul că ești tu și nu care cumva ești infractor, știi? Exact. Și cum eu țin minte când aveam, când era mașina mai nouă, deci nu acum multă vreme, 15 ani, nu puteai să ții talonul în mașină. Era contraindicat să ții talonul în mașină, pentru că în cazul în care ți era furată mașina, dacă nu aveai talonul, papa, asigurare, la revedere tot. Era mașina pierdută. Că aveam cască atunci, erau vremuri. Și atunci trebuia să umblu cu talonul ăla la mine, care e foarte mare, plus buletinul care e supradimensionat. Eu nu umblu cu buletinul la mine nici acum. Am o poză în telefon cu buletinul și ai noroc că eu am un portofel de la mic în care am două carduri și permisul de conducere. Și asta, deci nou proiect prevede și îi felicit pe inițiatori, prevede să ai la tine unul dintre aceste acte. Da, pe principiu că ei sunt legați, practic, la internet, la rețeaua lor, bază de date, și pot să verifice, adică, exact, pe bune, verificați, frate, pe bază de date, și trebuie să cari o valiză cu documente. Asta zic. E de la foce gâtalea. Și asta, deci ținem pumnii, așa să rămână, să treacă de senat legea asta. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.